Oh, bună să vă fie inima, dragi oameni buni. Și bine ați revenit la un nou vlog. Deci filmez cu GoPro Hero, dacă vine să credeți. GoPro ăsta a filmat peste... Eu mă gândesc că ăsta a ridicat canalul. GoPro ăsta chiar a ridicat canalul. În ultima instanță a început cam de eroare și nu l-am mai folosit. Astăzi vreau să fac dezvirginare, făcând un vlog în care o să vorbim despre suport de telefon, da? Cum vi se pare ideea asta de suport de telefon? Cel mai tare suport de telefon ever. Ăsta e unul de la Logitech. Nu știu exact cum să îl găsiți. Nu e sponsorizat videoclipul, ca să vă gândiți ca idee, da? Mai am un dubă pe care o să vi-l arăt în momentul de față și o să vorbim în principiu despre suport de telefon. Cel mai tare suport de telefon ever. Așa trebuie să arată. De ce? Pentru că este foarte easy, foarte practic. Ce mă deranjează la ăsta este că vine cu totul din când în când, dar pot să-l blochez aici cumva, să nu mai treacă cu el. Din când în când vine cu totul cu telefon. Dar nu putem să nu luăm în calcul că e foarte practic și foarte ce trebuie. În videoclipul de azi o să mai am unul care este atârnat bicole așa. Merge la dubă pentru că în principiu l-am cumpărat pentru dubă. Ce îmi place la GoPro ăsta Hero 8 este că are unghiul ăsta foarte pov din care filmează și prinde un cadru foarte larg. Foarte, foarte, foarte larg. Ca dezavantaje nu ai... Hai de a doua fără să aia. Ca dezavantaje nu ai cameră pe față. Adică să te vezi când te filmezi, dar având un punct foarte larg nu ai cum să ratezi cum ar veni, știi? Și e o chestie bună. Videoclipul de astăzi o să vreau să... Uite mă când vreau eu să-l iau în urea. Acum, o să vreau să compar aceste două suporturi de telefon și o să mai aleg unul dintre ele. O să vreau și pila sala inclusiv. Da? Din cauza faptului că îmi trebuie unul dubă neapărat, pentru că am început să folosesc duba în fiecare zi și când ai ajuns să folosești modelul ăsta de suport magnetic, deja nu mai există altele pentru tine. Cauciucul ăsta săptămâna asta rezolv. Îl fac roată de rezervă cu totul. Știi? N-are pic de rugină, bă, duba mea, să mă bată tata. Bine, nimic nu ține întotdeauna, ca idee, dar vreau să zic. Și, practic, astăzi, vedem care dintre cele două suporți, de cei doi suporți, ar fi o alegere mai bună pentru mine. Având în vedere că grilează așa, cam așa, pe mine m-a aranjat foarte mult să fie suportul undeva pus aici, da? Nu știu ce să zic acum. În legătură cu... Avem cel de-al doilea suport pe care o să-l comparăm azi, care arată ca așa. Și el cumva m-ar avantaja, dar cum? Dacă îl pun așa, merge? Merge. Îl pun așa pe o parte. Uite așa. Se mișcă încoace încătre jos. Se blochează undeva aici. Nu lovesc cu încărcă... cu... Nu lovesc cu... Nu lovesc cu schimbătorul în el. Ca idee. Ia. Și dacă... Mamă, ăsta e mai puternic. Ce-i mișto la asta e că poți să-l dai pe față și pe spate, vezi? Ah, ai văzut? Și să-ți bagi din când în când ora auxiliară un încărcător, un telefon. Da, astea fiind zise, mai poți să mai schimbi lenjer. Liniștit. Dar nu poți să leg și aici, dar e prea departe de mine. Și ai probleme și cu poliția din cauza asta. Sau mai practic, ar putea fi pus aici, înainte de... Stai, desfăl. Înainte de chestia asta, ca să nu alunece în jos, știi? Înainte de chestia asta, să nu alunece în jos, pui așa aici, bam, și nu mai treau. Și acum îți vine telefonul așa, poți să bagi telefonul la încărcat, te avantajează faptul că el se mulează așa. Dar într-o ordine de idei, într-o altă ordine de idei, el nu prea stă fix aici. Vezi? Vezi, așa ar trebui să stea. Păi să-l pui aici, da? Dacă îl iei și îl pui, se cam mișcă. Dar oricum, e ce trebuie. O să am un telefon pus aici și un telefon pus aici. Trebuie două telefoane. Unul folosesc pentru mapă și altul folosesc pentru muzică, pentru că nu merge ăsta Bluetooth-ul. Nu merge nici USB-ul,
dă eroare, nu merge nici Bluetooth-ul, altă boală, nu știu ce boală are, și nu auxiliarul merge. Da. Bluetooth merge doar când suni, dacă ați putut să vezi așa ceva. Dacă știi careva ce are, îl conectezi, dau drumul, dar nu cântă muzica, spre exemplu, știi? O face parte din generația aia să meargă doar pentru apeluri Bluetooth. Urât, urât așa. Urât așa, urât așa. Deci gata. Și cu suporții ăștia este un ok. Dacă vreau să-l pun undeva să-l fixez definitiv, probabil o bandă dublă adezivă l-ar aranja definitiv. Acum, dacă m-aș gândi să-l folosesc pe ăsta la altul, care unde e? Îl pierdui, mă? Îl pierdui? Cum fac asta, da? Dacă aș folosi o pasta, ce uine aș avea? Ia. Și cu asta ar merge, vezi că nu m-ar încurca aici, la încărcător. Și dacă o folosesc pe asta, chiar dacă mai îmi iasă încărcătorul cu totul din când în când, și o iau pe asta, știi? Vezi, le iasă din când în când, știi? Dar poți să o lipezi definitiv, să stea acolo. A? Dacă folosesc pe asta și îi pun lui Amor în mașina ei pe asta. Sau pot să-l pun aici, ca idee. Nu știu ce să pot să zic. Asta cam iasă cu totul, asta mă deranjează cel mai mult la ea. Când are și cu totul, totuși mi se pare mult mai practic asta. Mai practic mi se pare asta. Nu așa, că e prea văzduh. Știi? Cred că așa ar fi cel mai indicabil. Înțelegi? Cel mai indicabil ar fi așa. Știi? Inclusiv dacă pun o bandă dublă adezivă aici și le pesc așa de tot și nu mai întreau. Înțelegi? Și stă și poți să puși așa. Acum, dacă stă în poziția asta, poți să împingi inclusiv, nu chiar, auxiliarul în el. E ok. În fine. Eu oricum nu sunt omul care să creadă în perfecțiune, trebuie să recunosc. Așa că nu există perfecțiune pe lumea asta. Dacă vrei să nu te sabotezi și dacă vrei să fii un om, uite bă, și ăsta să scoate și ăsta cu totul. Dacă vrei să fii un om fericit și să nu te sabotezi, care sabotare la tot pasul, adică mintea ta te sabotează pe tine, nu crede în perfecțiune, adică din start nu-i dai nicio șansă minții tale să creadă că există perfecțiune. Perfecțiunea se strică, raportează la ceva ce ai văzut tu undeva și îți faci o părere că ba, așa trebuie să fie, că sau de obicei suntem influențați de numere. Adică crezi în perfect, că probabil mulțimile crede în asta. Adică dacă mulți oameni validează acel perfect, s-ar putea să-ți inducă ție ideea că acel lucru este perfect. Adică suma de vizualizări. Deci suma de vizualizări pe care o creează acel perfect s-ar putea să-ți creeze iluzia că asta înseamnă perfecțiune pentru tine. Când de fapt și de drept perfecțiunea nu există. Amin, amin. Merg către sală încolo, azi bag picioare. Mi-am propus ca ne-am din de vreme să mă ocup mai mult de mine, nu știu dacă ați observat. Mai ales dacă sunteți membri, probabil vedeți vlogurile mai la zi. Programez vlogurile mai de la un timp de vreme așa și apar în fiecare zi. Nu prea mai am timp și mă ocup mai mult de... Hop, sare mingea în stradă. Mamă, ce lovit e copilașul ăsta la o bradă aici. Sare mingea în stradă și copiii alergă după ea. Deci mă ocup mai mult de mine de la un timp de vreme. Și cu vlogurile am stat așa mai rar. Nu pot zic că mă las de YouTube, că e fals. Să mă las de YouTube, e foarte fals să zic chestia asta, e mult, foarte mult zis. Pentru că e mult, dar încerc să-mi fac timp de mine și de trupul meu mai mult. Și inclusiv cu munca mă ocup în alte stadii, adică mai mult mă duc cu dupa, mai una, mai alta, mai încolo, mai încoa și mai puțin YouTube. Încântat sunt de faptul că GoPro încă mai merge. Asta nu o să mă lase niciodată. Nu mă știu câteodată în GoPro-ul ăsta. GoPro-ul ăsta atât de mult, dacă vreți să vă apucați de YouTube și vă gândiți vreodată și nu sunteți pretențioși. Adică, oricum te sperie ideea să te filmezi, să te vezi când te filmezi. Pentru început, știi? Ca faptul că vă știu pe mine. Deci când puneam camera pe mine așa, intram în disconfort. În momentul de față nu mai simt nimic. Eu cum sunt în viața reală, după ce dau play nu se schimbă nimic la mine, deci sunt același om. Numai că după ce dau play, mă gândesc ce trebuie să zic. Poate că când sunt în viața mea reală, nu zic atât de multe ca după ce zic, ca după ce dau play. Ca faptul că încerc cumva să alung plictiseala după videoclip. E important să zici și nu să taci, știi?
Chiar dacă zici câte o prostie din când în când, că nu e exclus. Înțelegeți voi? Deci GoPro ăsta Hero 8 chiar vi-l aș recomanda dacă e foarte de low budget, ție bateria foarte mult la el, le-ai dată vreală foarte multă, numai că ele își mai au eroare. Ele își mai au eroare așa GoPro-urile și îți mai anulează fișiere. Mai ales când filmezi de acțiune, de exemplu, cu camera de pe cap, acțiunea nu mai poți întoarce înapoi. Mi-a stricat destul de multe vloguri bune GoPro, pentru că când am dat stop, GoPro stop recording, partea asta, închipuiți-vă că nu s-a mai salvat în cameră. Și e urât, 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 e urât de rău tot, înțelegeți voi. Astea fiind zise, o veste foarte bună pe care vreau să o dau este că anul trecut am plătit prea multe taxe și trebuie să mă înapoi de ăștia vreo 500 de coco. Și asta e o veste bună. Trebuie să sun la ei că a ajuns scrisoarea foarte târziu la mine. Ia uite ce se întâmplă la violuri. Săraca șlup, pantalon scurs de 13 ani și are 18 ani. Sunt strânși pe ea, săraca. Bă, unii oameni, bă, așteaptă validare, așteaptă să te uiți așa că wow, cum arată. Of, doamne, 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 doamne. Astea fiind zise, ce să vă zic, dragi oameni buni? Luați-vă suport de telefoane pe magnet pentru că sunt foarte bune. Chestia metalică vine lipită pe partea din spate a telefonului și chiar încântat sunt. E foarte practic față de alte modele. Doar îți iei telefonul și le-ai aruncat așa, bam. Foarte quick și foarte ce trebuie. Am văzut inclusiv pe camioane, pe unde am condus, le lipește tot pe bord și nu mai treabă. Singurul defect pe care aș putea să-l găsesc la ele este faptul că se detașează de obiectivul pe care îl prins. Dar blochezi definitiv, îl lipești undeva și ai terminat bălgiucă, știi? Ca să v-a plăcut videoclipul de azi, voi un like puternic, un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cox. Inclusiv pe TikTok, chiar dacă nu mai apar pe acolo din nicio culoare, mai pune a mea de un TikTok. Eu nu l-am instalat TikTok. Peste o lună, mult. Mult peste o lună nu l-am instalat TikTok-ul și mi-e bine așa. E bine așa, înțelegeți voi, pentru că mă influențează într-un stil negativ. Am mai vorbit eu despre asta pe vlogurile mele. Sunt oameni care mă urmăresc de la zi la zi și chiar am fost uimit să văd că după ce mi-am instalat eu și am povestit faza mea cu instalarea TikTok-ului, mi-au scris oameni că și-au instalat și ei. Înțelegeți voi? Deci ne hrănim cu energie. Și dacă te hrănești cu energie din asta pe invers, adică care te scade și care nu te umple, s-ar putea să te influențeze chiar dacă nu simți la modul wow. Îți pui bariere singur, garduri, îți creezi garduri, mental vorbind, peste care nu mai e curat să sari. Știi? Și e periculos, adică singurul care creează limite în viața ta ești tu. Că sunt oportunități la tot spasul. Dar ai zis cu ce energie te încarci, dacă te încarci invers, ar putea să te scazi. Și dacă te scazi e nasol, e urât, e grav rău de tot, e urât de rău de tot. Stimă vouă, ne auzim pe ce vin curtea școlii.